Așadar, dragi prieteni, avem astă seară invitații alături de noi, numai interpreți de valoare. Ne-am întâlnit și cu Bogdan, artistul Cana Jambe. Bogdan, spune-ne cum te simți aici la Casa Manelelor. Mă simt foarte bine și mă bucur că îți place Cana Jambe. Normal, e o melodie care a prins și a spart topurile. Am văzut toate fetele dansează și se rup în figuri pe melodia ta. Spune-ne, de sărbători ai pregătit ceva, vreo melodie, vreun videoclip? Da, o să fac chiar un album. Un album, mai am câteva melodii frumoase, am surprize frumoase pentru toți fanii mei. Deci tu vrei să te menții așa, în top, printre primii cântăreți și tu scoți direct album, nu doar o melodie de sărbători. Asta te las pe tine să zici. Da. Și telespectatorii și fanii noștri, ei decid totul. Într-adevăr, acum ne-ai surprins plăcut cu melodiile scoase în ultimul timp și nu numai, întotdeauna tu ai fost și toți care sunteți al lui Bursuc ne-ați încântat cu melodiile voastre frumoase. Eu îți urez sărbători fericite și vreau să spui un mesaj pentru toți fanii tăi. Mulțumesc frumos, la fel și ție sărbători fericite, sărbători fericite tuturor telespectatorilor, sărbători fericite tuturor românilor de pretutindeni. Vă pup și vă iubesc!